Ce să caut eu, grămătic, ticăloșit, jumătate de veac, eu nemernic suferind definitiv la tarabă și nici și ca nici numele nu mi-am schimbat, ce să caut la chermeza ordonată de superiori cocoțați pe umerii lui Monod? Of, bunicuța mea fără fasoane, zbânțuită prin discoteci, muza mea senilă, ochind scumpeturi prin gunoaie, cum să-mi prezint corpul de aparențe și mărunțișul eu, care mi-am înșelat grația predată pe nimic ca un erod? Of, zeie cocoșată, dispusă din oficiu de piticii glorioși, cocotă de serviciu pentru eroul observabil în o îngrijoară, ce fleac de fandaxie să-mi pun la bătaie, eu care n-am decât știința de a face negoț cu tandre lipitori și de a cerși la fundul lui Socrate. Of, muza mea obtuză și deșteapă foc, eu crăp în crâșma ordinară ca orice dobitoc. Magazin. Cum n-am știința triumfală de a face avere din gargară, am ajuns să fac tranzacții cu boarfe salvate din Bavaria. Exact pe locul unde șochea profesorul meu de română faima de proscris în nopțile de stat pe Metereze. Așa că îmi sunt clienți și eroii scârbiți, și ființele superioare, și glorioasă maimuța, Canalia. Evident că de când pun preț pe țoarele excomunicate, am decăzut din căutare fără capăt și nu mai sunt recunoscute bucățele din pendulul lui Solomon. Evident că de când tot expun vechiturile fabuloase, nu mai știu câte destine depind de mine, câte sufletele atârnă de cântarele mele și câștig în măsura în care câștigă oricine conspiră și pierd după cum pierde oricine complotează, formulând ipoteze. Totuși eu rămân la vânzare de figuri decadente. În acest prezent peritat, cumpără și maestru pervers, cheltuiesc și anonimii în mișcare retrogradă, pe zorzoanele de gală și cârbe de șters și evident că eu mă servesc și de elită și de gloată. După cum te miști. După cum te miști, matale, cu mătura prin mahalale, generatorul de fric tresare după cum dictează buna cuvință și la intervale egale ca un pachet de mușchi de la ora domnului profesor Dorcu. Așa că se vede clar văcuța talentată la lumina chioșcului de ziare, glorioasă și cu țâțele disponibile pentru hierografism. De unde devine că poezia este egal a gramatism plus grafomanie plus oportunism. După cum circul încerc dedus de vântul care bate în favoarea speciei, n-ai cum să nu fii atins la coarda sensibilă ce are și portul și să nu iei în seamă catastrofele decât praștie, din care ies scriitori pitici și suferinți precum tante Aspazia. După cum influențez schema triadică și lumea în roz, neantul și mintea lui Neantes, n-ai cum să nu faci avere din întâlnare de esopic și să nu sfârșești Sfânta Măgărie cu două fețe pe ocazia. După cum te miști matale cu lampa de semnalizare, speța întreagă să te adore, deși nu te are în vedere, se vede că ai pentru toate capcanele de simțuri, conform instrucțiunilor, încât făptura matale bocitoare să se desăvârșească fabuloasă în monede zorbeitoare și floricele pentru hrănit mulțimea de purtători ai corpului coiful triplu și nimfele care încalcă din prostie legile de echilibru.